vă rog frumos să dați like. Așa. Nu, deci luăm de la capăt, dar te-ai mâncaturi. Deci, like, comment, subscribe, share și să nu uitați să vă abonați la canalul Aer de Vacanță. Bună dimineața din Catania. Ne grăbim să ajungem să-l întâlnim pe Andrei. Asta suntem noi, fetele, astăzi singure. Andrei a mers dimineața, a închiriat o mașină și acum ne întâlnim undeva să ne ia și pe noi la ocazie să mergem la Etna. Sunt curioasă cum o să fie. Am înțeles că se poate urca doar până la 2000 de metri. Este și o excursie care costă undeva la 30-35 euro și doar te duci până acolo și atât. Și am zis că de banii aia închirem o mașină și mergem toți. Da, hai să vedem dacă îl găsim pe Andrei, pentru că este un pic cam complicat cu locurile de parcare aici în centru. Pe aici, nu? Da? Stânga, dreapta? Stânga? Dar hai pe la trecere, hai pe aici. Pe acolo? Da. Ce vă spuneam, și noi încercăm să ne grăbim pentru că deja este târziu, este ora 9, Andrei a plecat la 7. Da. Sigur pe aici? Da. Și sunt curioasă cât o să reușim să vedem astăzi. Vrem și la... Vrem să mergem după Etna în Taormina. Sperăm să reușim. Hai, fetele! Uitați pe unde l-am găsit pe Andrei, fix aici la cofetărie. Ne-am luat câțiva croasane, să vedem. Uitați cum arată. Ce? Și ne-am luat și o cafeluță, bineînțeles. Și ne grăbim să mergem. Și începem. L-am întâlnit pe Andrei și sper să ne descurcăm. Pe străduțele astea, multe sunt închise. Andrei, ce ne spui despre mașină? Uite-o, 20. Okay. Nu, am reușit și am combinat cu ei o chestie foarte faină. Noi plecăm mâine, trebuie să fim la 7 pe aeroport. Și deși aveam o rezervare pe care trebuia să dăm cumva 55 de euro, uh-huh, ne-au zis că o să coste mai la 67 pentru o zi jumate, da, și o să lăsăm mâine la 7 pe aeroport direct mașina. Ar trebui să anulăm ce am rezervat noi online. Și ne-a făcut ante acolo oferte la fața locului. Super. A trebuit să lăsăm undeva la 80 de euro garanție. Booking pe ăsta, garanție pentru benzină. Uh-huh. Cumva în cazul în care nu pui benzină să, na, îți iau ei un fel de taxă ca să facă ei plinul la mașină. Okay. Și știu că eu trebuie să las pe plin mașina. Iar Bogdan are undeva la jumătate de rezervare. Super. Ați luat aceeași mașină amândoi, nu? Da, ne-au dat i20-uri, care sunt super noi, cred că sunt de anul ăsta apărute. Mm-hmm. Modelul nou de i20 de la Hyundai. E țiplă mașina, e super faină. Deci avem mașină, ne-am luat cafeluță, ne-am luat croissant cu fistic, super, super bun. Și mergem aici, ai totul drăpânat. Sunt niște zone. Nu ți-a pus centura, nu? Eu da. Așa trebuie ce... Ce spune? Nivelul de atenție. Are toate funcțiile, nu? Dreapta trebuie să facem acum. Bun. Hai la drum. Am mai fost... Refugio Sapienza, da? Ghidul de aici ne-a spus în felul următor. Există un mic traseu care costă 30 de euro de la Refugio Sapienza și te duce până la cota 2500. Până la teleferic. De aici se merge cu niște mașini cumva alpine, un fel de trenulețe. Deci nu mai există să te duci tu cu alt telecabină. Trebuie să mergi cu acele mașinuțe și te duce de la 2500 până la 2750, unde se numește Belvedere. Ăsta costă 59 de euro, cu tot cu ghid. Uh-huh. Turistic. În total, aici, dacă ar fi să luăm de aici, 90 de euro.
având în vedere că e cam 100 de euro să ajungi până la 2750, o să mergem noi pe aici, o să ne facem un mic tur, noi singurei, și vedem. O să vă arătăm niște peisaje frumoase. E foarte fain aici la Cota 2000. Chiar e frumos. Bă, dar voi chiar ați vrut să ne duceți pe aici acasă? Dar o să economisim niște bănuți. Și de aici vom merge spre Taormina. Ce ai citit, Găbițu, despre Etna? Din rubrica Știați că? Știați că vârful Etna este printre puținii vulcani din Europa, cu o înălțime de 3350 de metri, dar mai știați că cea mai mare erupție a acestui vulcan a avut loc în 1669, iar lava a curs exact până spre centrul orașului. Wow. Știați chestia asta? Normal că nu. Pentru că n-ați dat like, subscribe, canalul lui acolo, aer de vacanță. Și comment și share. Ce e foarte, foarte important aici să știți e că trebuie să aveți ochelari de soare, pentru că te termină soarele. Și polară, să fiți pregătiți, pentru că pe măsură ce urcați, puteți urca pe jos până la 2000 și ceva, 2500, se face frig. Și e chiar frig acum. Ce vreau să vă zic e că noi am plătit parcarea pentru vreo 3 ore jumate, e 3,5 euro. Dar să știți că sunt și parcări moca. Da, cu siguranță. Pentru că noi am ajuns într-o parcare, am văzut și acolo am lăsat mașina. Da. Și haideți să vă arăt cum urcă lumea. Perpedes. Deci este traseul ăsta și mai este acolo unul mai micuț, noi o să facem pe acesta micuț. Da. Craterul Silvestru, cred că se numește. Da. Ideea este că mi s-a părut un pic cam scump. A, uite-mă, ăsta e craterul din 2001, ci că la 25 de minute. Da. Lava del 2001, information. Ce tare. E un pic cam abrupt. Eu m-aș duce și aici, sincer. Să vedem. Eu m-aș duce. Hai să văd ce fac. Dreapta, să vedem cât timp durează. Ce fac fetele, da, pentru că acolo e alt crater. Deci, două cratere le aveți aici aproape. Și aici sunt chiar două mici cratere. Acolo am văzut una, iar aici e ăsta mai mare. Aici am văzut, sunt oameni care s-au dus jos acolo și pun pietre, poate dintr-o tradiție ceva. Foarte interesant. Vedem și ce se vede după, acolo în deal. Arată priveliștea și acum o să urcăm acolo sus. Sper să reușim. Spune că sunt doar 25 de minute. Da. Da, vedem. Hai să ne uităm la ceas. Să vedem cât facem. Da, hai, hai de curiozitate să ne uităm la ceas. Acum este... E 12 până un sfert. Okay. Eu zic că îl facem în 15 minute. Da, scrie acolo că până aici a ajuns lava. De la vulcanul ăsta. Mamă. Deci se numește La Capaninia. Da. Craterul de și uitați, aici, este de și zăpadă pe jos. De la craterul de sus, lava a ajuns mai jos. În 2001 a fost ultima. Uite, fain să vede umbra. Aha. S-a alăturat aici un... Necăcius aer. Ce fain e solo. Deci, sunt trei culori la... Aici, pe unde mergem. Ce face? Vine până la urmă Olga? Da. A riscat? Puneți cauciucuri de iarnă, te rog, și vină înapoi. Deci, ascultați un pic. Trebuie să mergeți cu pași mici. Eu așa m-am învățat proful la geografie. Exact. Și dați-i prin dreapta pe aici. Uite, mergi după găuri. Nu e ușor, pentru că e foarte abrupt. Uitați. Off-road aici, e nebunie. Aia e nebunie. Asta e sănătate curată. Cardio. Da, cardio. Și am ajuns. Am izbândit. Aici, dacă vrei, poți să te dai cu punga, cum am văzut copiii în craterul alt. Bă, ce abrupt e. Și cred că jos poți să faci marshmallows. Eu zic că coborâm pe acolo. Da, putem să facem, oricum.
Ha, stai că... Stați să mă uit la ceas să văd cât am făcut până aici. Dar n-am urcat de tot. Era fără un sfert și e și 57. Deci, 13 minuțele. Hai că ne-am bătut recordul, da, de acolo de jos. Da, și o să coborâm pe cealaltă parte, un pic mai lină, dar o să direzi un pic mai mult. Dar pe aici e abrupt și o să... Aluneci, la urcat e ok, dar la întors nu... Bă, merită să urcați aici, chiar... Da. E o mică provocare. E jumătate de oră. Inimioara o să bată mai tare. Dar e foarte frumos. Și avem și un ghid turistic. Ia uitați-l pe Cuțu, ce frumos e. E șeful de trip. Uite ce fain se vede acolo Etna. Mamă, ce fain. Foarte tare. Uai, ce interesant. Și aici e pădure. E pădurea verde, bă, ce fain. Uitați roca. Și verde în dreapta. Și a făcut și Andra prieteni. Aici un ghid, în spatele mă vorbește în italiană, dar vreau să vă spun că spune în felul următor. Aici sunt în jur de 50 de cratere, iar de la distanța asta se văd precum și sunt mușuroaiele de furnici, ceva de genul ăla. Sau de la cârtițe, dacă știți cum arată când e o cârtiță. Foarte frumos cum se vede, totul e, priveliștea e unic, na, nu ai așa ceva decât aici. Pauzică și apoi ne continuăm traseul. Ia zi, Găbițu, când ai rupt ultima dată Etna? Că știu că ne-ai trimis noi pe grup. Prin decembrie, nu? Anul trecut. 14 decembrie anul ăsta, chiar acum două săptămâni a avut loc o erupere. Și poate unde oare? Il erupero, il cratero. Zici că ești pe altă planetă aici. Am ajuns în Taormina. Toată lumea de pe Instagram ne-a spus să venim aici. Și uite că am ajuns. Am ajuns la domul din Taormina. Cred că este chiar și piața domului. Vom trece prin poarta din Taormina. Da, foarte aglomerat orășelul astăzi. Da. În Catania era mai liber. Ne-au luat noi geoșibulare pe noi, dar destul de călduț a fost astăzi. Ne-am uitat și e mai cald și decât în Cipru și în Malta. Ce frumos. Da, oameni, la voi de afară. Ne-au uitat și zidurile acolo, cum se apăra înainte. Mamă, ce tare. Ne-am oprit într-o terasă, cea fix lângă poarta din Taormina și am văzut Mancini. Oh, mai sunt doar doi. Sperăm să-i prindem și noi ceva de aici. Să vă arată adevăratul panetone cum arată. Wow, ce fain arată. Ce o patiserie. Bă, aia nu s-a noștri. Sper. Eu vreau unul din ăla, nu stau să mă gândesc. Ce ea fain arată. Așa las bilețele alea, sunt așa alea, par mișto. Eu vreau din aia din spate. Da, și tu din aia din față. Când călătorești cu aer de vacanță, mănânci în parc. Mănânci în parc. Ieftin. Ce am luat fix din centru de acolo, dar mănânci cu un view. Acolo, aici. Da. Acolo. Sau aici pe dreapta. Super. Mamă, ce mai se vede. Wow. Super anu. Ce ți-a luat Paula? Hai să guști în... Ploaie! Dar că ne-a dat doar 26 de ele? Nu, mai sunt. Eu ceva în taipă. Care e la Andrei, ca să-l filmezi. Bunuți? E bun? La ce foame avem, azi n-am mâncat nimic și ora 3. Să vedem și cum arată plăcințica Andrei. Cu spânăcel. Plăcințica. Plăcintoiul atunci. Fa, dar are și carne, acum văd. Da, e cu carne. Mamă, arată într-un mare fel.
foarte mare. Nu mai bine, că și așa mai foame. Nu dori șervețelele. Facem ții ca Andrei, o să mâncăm amândoi. Nu? Uh-huh. Sau mă lași la greu? Hai, hai, că nu mai pot de curiozitate. Altceva? Fa bene? Are spanac. Mai avem aici două fumiste mici. Mamă, ce bune. Hai să gustați. Ieșim din cadru? Nu. No. Atât arancinii, cât și plăcinta de aici. Ah, chiar și chestia asta vegetariană pentru Paula. Au fost foarte bune, foarte, foarte bune. Nu știu cel mai ieftin, dar foarte bune. Deci, să știți aici, pasticerie, gelaterie, Lura Leo. Mergem spre teatrul de sus. Deci prețurile sunt 13,5 euro pentru interior și monstra, redus 8,5. For 25 years. Si, si. ID-urile, le aveți? Nu. N-ai ID-ul la tine? Se termină. Ha, uitați cu ce ne-am trezit aici. Pe acolo așa? Da, 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 da. Fetele au fost deja. Oh, cât de bine s-a păstrat teatrul. De aici. Foarte frumos. Dar insulițele de acolo, alea, alea e paradisul. Acolo chiar e paradisul. Top obiective de văzut aici în Sicilia. Deci dacă veniți, ne-a plăcut foarte mult. Pentru o săptămână trebuie să ajungem și în Tau Lumina. Adică să dedicați cel puțin o zi, dar de dimineață, da, nu de la 12, trebuie, cum am venit noi pe la 2. Și am ajuns aici la 4 de se închidea muzeul. Foarte frumos, să vedem priveliștea în premieră. Hai, ce frumos e. Ia, wow. Uite, a făcut cu sticlă. Wow, e superb. Adevăr, da. Oh, ce fain. E cam la 360 de grade, uitați, zici că nu mai ai ce să mai vezi și poc te trezești cu căsuțele astea construite în, tot așa, în stil amfiteatru. Mi-amintește tare mult de Siros, deci mi-amintește tare mult de Siros. Siros este super organizat, bineînțeles, cu inspirație de aici. Da, este capitala insulelor Ciclade. Sigur ați urmărit vlogul nostru din Siros. Dacă nu, recomandăm. Cu siguranță trebuie să intrați acolo pe canalul nostru de YouTube. Dar vreau să vă spun că sunt, chiar și de la bază, este o telegondolă care văd că urcă până în susul Taorminei. Hai, și un mic parcules pe aici, în cadrul muzeului. Bă, sincer, cred că e cel mai scump muzeu pe care l-am plătit. Și de ne ce? Pare pentru rău că nu suntem studenți. Pentru că nu mai suntem studenți. Nici lucru... măcar student, pentru că s-a schimbat puțin regula. Lucru... E cu sub 25 de ani. Spune, cu Luvru. Da, Luvru era mai scump. Probabil. Coliseumul era mai scump. Cred. Acropola din Atene era mai scump, dar tu n-ai plătit-o pentru că nu erai student. De asta ți se pare ție. Da, că de când am început să plătim la muzee, cred că e printre cele mai scumpuțe. Asta este. Uite, aici văd și eu o cafenea mică. Suntem sus, deasupra amfiteatrului. Lumea, am observat că se pune acolo sus, pe băncuțe acolo, la locuri, da. Să vadă apusul, printre gaura formată de la teatru. Da, și aici o să țin concerte. O să fie aici la concerte. Au toată zona de scaune restaurată. Cum era să fii prins astăzi un concert? Ei, eu cred că sigur sunt scump. Să vă explic cum stă treaba cu făcutul pozelor. Cum stă treaba cu pozele, Paula? Ia spune. Iese sau nu iese? Tu la doamne, păi da, am nebunit la câte poze. Ia vezi portret? E portret,
place la ce a muncit Paul acolo? Mamă, sunt bune pozele, sunt bune, sunt bune. Care alea cu spatele? Nu, trebuia să... Ha-ha! Ce tare se simte aici briza de la mare, Doamne! E super curent. Dar ce frumos este aici. Ia uitați. Alo? Hei, alo? Ok, mă prefac acum că nu am gustat deja, da? Am ajuns în sfârșit în Catania, după o zi în Taormina și în Etna. Ne-a plăcut foarte mult ziua de astăzi, dar ne s-a făcut foame. Drumul a fost foarte, foarte lung până aici. Am ajuns în Catania în sfârșit și am venit, bineînțeles, să mâncăm. La Bentolacea. Exact. În restaurantul unde am fost prima seară sau a doua seară. Ne-a plăcut foarte mult mâncarea aici. Știți că am comandat și de Revelion mâncare tot de aici. Și am venit să încercăm o porție de paste carbonara. Mi-era foarte poftă și... Și bineînțeles că și-a luat toată lumea. Cum miroase. Adică nu mai am răbdare să mai termin de filmat acest intro lung. Hai, băgați acolo. Incredibil. Ia uitați. Sunt bune? Una, două, trei, patru carbonara. Și un aperol. Pentru că de ce nu? Băi, cel mai bun aperol pe care l-am. Restaurantul ăsta rămâne, cred că, top pentru noi. Deci din ce am încercat zilele acestea. Chiar ne-a plăcut foarte mult mâncarea. Patronul este foarte simpatic. Ne-a întrebat cum a fost mâncarea de Revelion, dacă ne-a plăcut, tot e... Dacă ne-am distrat, dacă ne-am simțit bine. Da, ne bucurăm mult și gata. Eu ce mi-am luat, Andra, aici? Dar mereu uit denumirea asta. Sunt niște rulouri din carne de porc cu brânză. Le-am încercat de Revelion, ne-au plăcut foarte mult. Nu, nu, grație. Nu? Nu. Da. Și poftă bună. Nu mai ce patronul. Pentru că am fost niște clienți foarte, foarte drăguți. Ia uitați ce am primit din partea casei. Păi, nebunilor. Ați dat pe bune. Dragilor, cam ăsta a fost vlogul din seara asta, pentru că mi s-a stricat microfonul. Saluti a tutti, una giornata auguri, ciao, buona giornata. Pentru că mi s-a rupt suportul de la microfon. Vreau să vă urez un an nou fericit. Avem aici și un auguri. Tanti auguri a tutta la Romania. Ciao! Grazie mille! Dal giornalista Alessandro Monti, giornalista italiano. Ciao! Oh, una bellissima! Da giornalist! Sì. Ciao. Grazie! Ați văzut cum e atmosfera aici în Catania? Spune Andra! A fost o zi superbă, un concediu foarte frumos. Ne pare foarte rău că se termină. Nu știu, sperăm că... Ne întoarcem aici. Da. Și în aceeași formație. Cine știe? Să vedem dacă îi mai aducem, dacă merită sau nu să îi mai aducem cu noi. Andrei de la... Dacă mai mergem noi cu ei. Ai învățat replica? Vă rog frumos să dați like. Nu râde așa. Nu, de ce luăm de la capăt? Da, am mâncaturi. Deci like, comment, subscribe, share și să nu uitați să vă abonați la canalul Aer de Vacanță. Bravo.